De-a lui. Râdeți, dar nici nu știu, acum sau după pauză o să vă dau nucleara, că de-aia am și venit cu asta. Nucleara. Este atomica, este o descoperire a Departamentului de Anchete Speciale. Da, așa. Nu se gândește nimeni la așa ceva. Referitor la domnul Biden ăsta sau cum îi spuneți dumneavoastră. Sau o zic acum? Mixul ăla? No, no, no. No. Zio, deci nu există în lumea asta, rune. E din militari. Cine? Domnul Biden. Din militari, din militari, din militari. De țețe, îmi cer scuze că m-am aprins. Vă arăt acum. Clar, total în militar. Și are bunicii, spre bunicii daci. Nu, nu, nu știu, nu. Asta o să verific în militari. Vă rog dacă se poate să vă uitați pe micile dumneavoastră plasme. Da. Cum îl cheamă pe dumnealui? Ia vezi. John Robinet Biden Biden Junior. Băi, nu e bășcălie, nu e nimic. E domnul Robinet, e din militar, clar. Da? Tatăl dumnealui era Robinet Senior. Râdeți degeaba. Uite, deci fac mai mare. Fac mai mare, dacă uitați-vă. Măi, e Robinet. Așa, și mama-i doamna Eugenia. Deci de la CCM, de la veteranilor, ce doamne iartă. Eu m-am și, că m-am aprins un pic, m-am gândit cum ar fi Nicușor Garnitură Dan, sau cum ar veni, știi, nu? Să fie o familie de instalatori. Da. Klaus, Cheia Mops, Iohannis, sau cum e, Cheia Câr, sau cum. Deci tu o ții pe atac cu căldura din militari. Da, dar acum suntem salvați. Deci oameni buni, sectorul 6. Vin americani. Da, vin americani. I-am așteptat 60 de ani. Americanii de vină. Iosep, da? Uitați-vă puțin. Robinet. Da. Nu să te cheie, Dani, putea orice alt de Robinet. Obertainer. Da, lăsați vrăjeala că au plecat ai lui în Franța niște neamuri de mult cu Lafayette, cu generalul, au ajuns acolo și e de la bunica lui. De-aia. Băi, Robinet îl cheamă. Da. Nu? La american nu poți să zici sunt american jet by jet. Da. Dacă și primul rând că Robinet e nume de fată. La noi Robinet e nume de băiat. Că mai pune Adi Racova. Dar la ei e nume de fată. Robinete. Mai circulă o glumă bună. Se pare că în 2002-2000 și un pic, în Friends, lui Joey se spune exact asta. Da, mă, că vreodată în istoria asta a Americii o să fie un președinte pe care o să-l cheme Joe sau Joey. Și uite că s-a adeverit. Au trecut ani, dar...